Cristian Cioacă, condamnat de uciderea soției sale, Lodia Ghinescu, este la un pas de libertate. Va afla pe 28 mai dacă va fi eliberat din închisoare. Fostul polițist s-a prezentat în fața judecătorilor în această dimineață, după ce Comisia Penitenciarilor Colibaș a admis deja liberarea lui pe motiv că a executat o treime din pedeapsă, așa cum solicită legea.